Este timpul pentru primul meci al acestei gale. Spuneam, noul proiect al federației, al asociației Fighting and Entertainment Association, Fighting Eagles, o gală în care 10 luptători din Republica Moldova dau piept cu 10 luptători de top din Europa. Acesta este primul sportiv care intră în ring. Este vorba despre luptătorul moldovean Nicolae Scorohod. Nicolae are 1,83 m înălțime, 83 de kg. Este câștigător al unui turneu internațional de box în Sevastopol. Acesta va lupta împotriva lui Andrei Driabko din Belarus. Este un meci pe reguli de arte marțiale mixte. Să vedem cum se descurcă un fost practicant de box după ce a făcut această tranziție de la meciurile stand-up, în care se împărțeau doar lovituri de brațe, către meciurile în care lupta se duce și la sol. Adversarul lui Nicolae Scorohod vine din Belarus. Este vorba despre Andrei Driabko, un sportiv care are 3 victorii și 2 meciuri pierdute în altele marțiale mixte la profesioniști. Este fost campion al Belarusului la lupte libere. Un sportiv care are 83 de kg, exact la fel ca adversarul său. Este primul sportiv care vine din Bielorusia în această gală. Vom mai vedea încă un sportiv care va reprezenta această țară. Regulamentul: 5 minute, 2 reprize. Dacă este egalitate, vom vedea și o repriză suplimentară. Câteva cuvinte despre artele marțiale mixte. Lupta începe în picioare, se duce la sol atunci când unul dintre adversari reușește, printr-un procedeu de proiectare sau de secerare a adversarului, să trimită lupta la podea. Acolo se poate lovi, se poate încerca o finalizare a adversarului prin strangulare sau printr-o cheie pe membrele superioare sau inferioare ale adversarului. Avem un fost campion al Belarusului la lupte libere. Probabil acest sportiv va reuși va încerca să-și proiecteze adversarul, să ducă cât mai mult lupta la sol. De partea cealaltă, sportivul din Republica Moldova, cel cu short negru, cu siguranță va încerca să stea cât mai mult în picioare. Este un luptător care este obișnuit să împartă lovituri, pentru că a fost câștigător al unui turneu internațional de box. Iată loviturile de braț ale sportivului moldovean, deja la podea adversarul său. Se ridică repede bielorusul. Joc de picioare din partea sportivului din Bielorusia. Luptător moldovean, luptător de gardă inversă, stă cu piciorul drept în față. Așadar, brațul său de forță este brațul stâng. Am văzut, s-au ratat câteva lovituri. Luptătorul din Bielorusia reușește să ducă lupta la sol. Să vedem dacă va reuși din această poziție laterală să își îmbunătățească poziția sau să-l finalizeze pe adversarul său. Nu încearcă să obțină o poziționare mai bună. Acum reușește să se ducă în control deasupra sportivul din Bielorusia, ținut acum de adversarul său. Să vedem dacă bielorusul va reuși să
scape din această strânsoare pe care a aplicat-o adversarul său. Sportivul din Bielorusia încearcă să obțină o poziție cât mai bună. Arbitrul din ring foarte atent, a stat aproape de cei doi luptători, a văzut că nu există acțiune și a luat decizia să-i repoziționeze la centru și să dea din nou drumul luptei din picioare. Face pasul înapoi sportivul din Bielorusia, a încercat un overhand, pică la podea acolo bielorusul, iată-l pe adversarul său reușind câteva lovituri de braț. Din nou control lateral sportivul din Bielorusia, Andrei Dreapco. Prins foarte bine de Nicolae Scorohod. Andrei încearcă acolo să scape, este ținut foarte bine de adversarul său și din nou Otila Gergely, arbitrul din ring, îi ridică și repoziționează la centru pe cei doi luptători. Păstrează distanța, bună stânga, bună și lovitura de dreapta, a fost un croșeu bun din partea sportivului din Republica Moldova, cât pe ce se prinde de corzi, cei doi luptători nu au voie să țină de corzile ringului atunci când se află aproape, se află în această zonă cei doi sportivi. Foarte bine stă în gard acolo sportivul moldovean, a reușit să-și prindă adversarul cu picioarele și destul de greu pentru Andrei Dreapco să scape din această strânsoare și să obțină o poziție ceva mai bună. Cu siguranță arbitrul din ring îi va lăsa câteva secunde pe cei doi luptători, dacă nu va fi acțiune îi va repoziționa din nou în picioare și lupta va porni de la centru. Două lovituri de braț a încercat acolo sportivul bielorus. Da, exact ce spuneam mai devreme, cu siguranță arbitrul din ring vrea mai multă acțiune, nu s-a întâmplat acest lucru și din nou lupta pornește din picioare. Încearcă Scorohod să se apropie de adversarul său, a punctat bine cu croșeul de dreapta, iată-l din nou aproape de Dreapco. Scorohod cu câteva lovituri pică din nou la podea cu adversarul său deasupra, se duce foarte bine în gardă Scorohod. A prins din nou mijlocul adversarului său cu ambele picioare. O încercare acolo a lui Scorohod să scape. Preferă să rămână în gardă sportivul din Republica Moldova și nu îi dă nicio șansă adversarului său să-și îmbunătățească această poziție. Foarte puțină acțiune atunci când lupta s-a dus la sol, dar Scorohod poate avea probleme pentru că adversarul său a stat cu toată greutatea peste el. Sunt momente în care sportivii care se află cu spatele la podea obosesc pentru că trebuie să respire, trebuie să țină și toată greutatea adversarului pe piept. Din nou la podea sportivul moldovean, acum în demigardă. Demigarda este poziția în care sportivul reușește cu picioarele sale să prindă piciorul adversarului. Acum în control lateral Andrei Dreapco încearcă câteva lovituri de genunchi la corp bielorusul. Încă două, trei astfel de lovituri trimise de Andrei Dreapco, încearcă acum să pună pieptul pe figura adversarului și se încheie prima repriză. Thank you.
Arhibrină, sala din Chișinău, probabil peste 3.000 de spectatori au venit la această gală, la prima ediție a evenimentului Fighting Eagles, acolo unde suntem la primul meci din cele 10 programate. Andrei Driapco, sportivul cu spatele în acest cadru și short albastru, adversarul său, reprezentantul Republicii Moldova, este vorba despre Nicolae Scorohod. A fost o prima repriză interesantă între cei doi luptători, poate un plus pentru sportivul bielorus, care a reușit să-și ducă mai des adversarul la podea, să controleze, să obțină câteva poziții bune pentru el. De partea cealaltă, Scorohod a reușit lovituri de brațe mult mai bune și mult mai clare, cu care și el a reușit să-și impacienteze adversarul, să-l ducă de câteva ori la podea. Începe a doua rundă. Păstrează distanța, încearcă cu brațul drept peste garda adversarului și este din nou dus la podea, foarte bine acum în gardă sportivul moldovean. Două lovituri de braț, încă una din partea lui Driapco. Încearcă luptătorul din Bielorusia să-și îmbunătățească această poziție destul de greu. Odată prins cu picioarele de adversar, este foarte greu pentru cel aflat deasupra să reușească să se ridice și să obțină o poziție cât mai bună. Sunt momente în care luptătorul aflat pe spate are și el destul de mult de tras, pentru că trebuie să țină greutatea adversarului pe piept. Sunt momente în care sunt epuizați cei care se află pe spate. Se ridică cei doi luptători. Nu am avut parte de acțiune la sol. Nemulțumit arbitru din ring, a luat această decizie să-i repoziționeze la centru pe cei doi sportivi. Foarte static până acest moment bielorusul. Iată o serie de brațe excelentă pentru Scorohod. Reușește din nou bielorusul să se ridice și se duce peste adversarul său. Un demigard acum Scorohod. A reușit să prindă un picior între picioarele sale. Arbitrul din ring îi desparte pe cei doi luptători. Ceva probleme cu suprafața de luptă. Foarte multă umezeală. Probabil în pauza dintre cele două reprize, cei doi sportivi au risipit ceva apă. Să reia meciul. Păstrează distanța Scorohod față de adversarul său. Din nou static, bielorusul preferă să-l aștepte pe Scorohod. Pus acum la podea Nicolae. Foarte bine, Nicolae stă în gardă. Antrenorul său din colțul ringului îi strigă: Nicușor, ține-l, ține-l, Nicușor. Ceea ce a și făcut în acest moment Scorohod. Din păcate pentru el a încasat o lovitură grea. Mai trimite acolo un pumn, dar care a lovit podeaua. Andrei Driapco. Antebrațul stâng în gâtul adversarului, încearcă să elibereze mâna dreaptă, a reușit acolo Scorohod o lovitură de braț. Chiar dacă se afla pe spate, moldoveanul a reușit să trimită acea lovitură și să-i pună ceva probleme lui Andrei Driapco. Din nou la lupta în picioare cei doi sportivi, nu am văzut lovituri de picior până acest moment din partea celor doi. Un prim low kick a trimis acolo Scorohod și iată ce serie de brațe a avut sportivul moldovean. S-a încins publicul, încă o stângă, încă o lovitură de stânga și este dus din nou la podea Scorohod de adversarul său. Clar, această repriză mult mai bună pentru Nicolae Scorohod, care a reușit aceste lovituri de braț cu care au pus mari probleme lui Andrei Driapco. Teva lovituri de braț din partea lui Andrei Driapco și Scorohod a răspuns ceva mai devreme. Cearcă acum sportivul moldovean să iasă de sub adversarul său, destul de greu.
Încearcă acolo, se ducă după un braț sportivul bielorus, să vedem o americană, încearcă acolo bielorusul să vedem dacă va reuși acest procedeu, pune presiune pe brațul adversarului, să vedem dacă va reuși să îl finalizeze la podea. Nu, destul de greu a scăpat acea priză sportivul bielorus. Bună lovitura de dreapta, trimis acolo de Driabko, iată și câteva lovituri, a încercat un răspuns acolo Skorohod. Ridicați din nou în picioare cei doi luptători, se reia meciul. Și se încheie această primă luptă între Andrei Driabko și Nicolae Skorohod. Așteptăm decizia arbitrilor judecători. A fost un meci interesant, un meci în care clar Nicolae Skorohod, reprezentantul Republicii Moldova, a reușit să-și domine adversarul în ceea ce înseamnă loviturile de braț. De partea cealaltă, Driabko, un fost luptător de lupte libere, a reușit câteva proiectări, a reușit să-și ducă de câteva ori la podea adversarul. Pentru el a fost câteva momente bune în care a avut controlul atât din lateral cât și deasupra, dar din păcate n-a reușit pentru el, din păcate n-a reușit să-și finalizeze adversarul. A fost un moment în această ultimă rundă în care a încercat să prindă o priză pe brațul lui Skorohod, o priză prin care să îl finalizeze. Nu i-a reușit, i-a scăpat priza și Nicolae Skorohod a scăpat. Așteptăm decizia judecătorilor. Decizie pentru Nicolae Skorohod, prima victorie a sportivilor din Republica Moldova din cele 10 meciuri.